Faza bună trece primejdia rea, sau mai bine spus, controlul ITM. Săptămâna trecută, mai multe societăți de protecție și gardă din Olt au avut parte de controale fulger. Angajații ITM au dorit să vadă dacă în acest domeniu de activitate există persoane care lucrează la negru, dar și dacă drepturile muncitorilor sunt respectate. În urma controalelor efectuate, deficiențele constatate au fost puține și minore. În perioada 29 septembrie-1 octombrie 2021, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat campania națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul protecției și gardă. În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt au efectuat o serie de controle la 5 angajatori din domeniul menționat, în urma acestor verificări fiind dispuse 4 măsuri de remediere a deficiențelor constatate și a fost aplicată o amendă contravențională în valoare de 5.000 de lei unui angajator din Slatina pentru nerealizarea măsurilor dispuse în timpul controlului anterior. Cele mai frecvente deficiențe constatate au fost legate de partea birocratică. Practic, patronii din acest domeniu de activitate nu țin o evidență a contractelor și a orelor de muncă prestate. Nerealizarea măsurilor dispuse în timpul controlului anterior, nepăstrarea locului de muncă a copiilor contractelor individuale de muncă, ale salariaților care își desfășoară activitatea în acel loc, precum și faptul că angajatorii nu respectă obligația de a ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de către fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și acelei de sfârșit al programului de lucru. Inspectorii de muncă atrag atenția că astfel de controale neanunțate vor avea loc pe tot parcursul anului.